Bună seara și bine v-am găsit! Astăzi o să vorbim despre oamenii care se clădesc pe ei înșiși din bucăți. Din bucăți de suflete, din oameni întâlniți, din amintiri și din emoții. Despre oamenii care au avut grijă să stea la umbra părinților lor, să se hrănească din seva acestora. Pe urmă au întâlnit prieteni și neprieteni, profesori care i-au îngenunchiat și oameni care i-au ridicat de jos. Fiecare om are propria sa cărare și este foarte important pe cine Dumnezeu îți scoate în cale. Unii vin, alții pleacă, dar fiecare vine să te învețe câte o lecție. Ea, artista care și-a adus astăzi familia pe canapea, a avut mai multe lecții de învățat. Dar până la urmă, asta a făcut-o să fie un om integru. O artistă cu personalitate, cu verticalitate și cu propriul său repertoriu. Până ajunge Diamanta Paterău să fie în lumina reflectoarelor, eu vreau să salut armata din umbră, oamenii dragi de acasă. Bună seara! Bună seara! Și o să salut pe domnul Ion Șveț. Pe tata, Ștefaniei și a Filotei. Bună, fetelor! Bună ziua! Sunteți tare drăguțe! Mulțumim! Și vă simțiți, bănuiesc eu, bine într-un platou de televiziune? Foarte bine! Nu știu tata cât de bine se simte. Tata foarte bine, prima dată, dar... O să fie într-un ceas bun. Mulțumesc, Diamante, care reușit să te convingă să vii aici. Mulțumim. Dar pentru ca familia voastră să fie completă, trebuie să vină și mama. Așa că în scenă, mama, artista și soția Diamanta Paterău, cu melodia sa care o caracterizează și care îi se lipește ca o mănușă. Dă Doamne la Sofiancă! Că-i suflet de moldoveancă, bucurii și noroc, știe a iubi cu foc. La 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 la. Numai bine și noroc, știe a iubi cu foc. La 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 la. Și eu mă cu dar de la Dumnezeu mă m-am învățat mama să cânt, să iubesc acest pământ. La 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 la. Iubesc cântecul și jocul, pe badea bată norocul. La 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 la. Pe drumul care o să treacă oamenii buni cum ești ea, mândruța din Sofia. La 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 la. Este mândră și frumoasă și e gospodină în casă. La 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 la. Fianca Diamanta Paterău, te rog să vii aici. Da, am insistat să intre cu această piesă pentru că mie mi se pare, pe lângă multe alte melodii de ale tale care au ajuns aproape populare, și când zic aproape populare, este exact atunci când zic de o melodie de stradă cu ajuns hit. Da. Atunci când o melodie populară pe buzele tuturor, eu zic, ea e populară. Vreau să mulțumesc, Rusalina, bună seara. Am bună. Venit cu mari emoții. Vreau să fac o remarcă vis-a-vis de Sofianca, că trebuie să o fac. Este o melodie veche,
o melodie care multă lume o cunoaște, Șoferul, da, de repertoriul Irinei Login. Doar că eu crescând la Sofia am auzit femeile noastre cântând pe acest text minunat, cântând pe această melodie. Se mai practică în folclor să fie o melodie populară, foarte populară, având două, trei variante de text. Și cum îmi place mie să zic, dacă se combină frumos, dacă totul într-o armonie, text, voce, melodie și emoție, e frumos. Știi ce vreau să te întreb din capul locului? Cum se simte pe scenă artista Diamanta Patereu, e clar. Cum se simte acum în acest studio soția și mama Diamanta? Bănuiesc că sunt alte emoții, au fost altfel de pregătiri când trebuie să-i îmbraci pe toți și să-i scoți din casă. Și e altă forfotă, e altă energie, alt ritm. Ion dă săracul din cap. Ion săracul dă din cap, că zis că da, câtă găteală, dacă zic, iată, că mergi la nunți, la concerte, vezi care e procesul până ajung pe scenă. Iată, e exact același și la o emisiune, ba chiar mai mult. Și mai ales ea ca când vii din urmă, hai, nu-ți uita aceea, nu-ți uita cercul, nu-ți uita bluzița, nu-ți uita ștrampii și tot așa, și toți, și de tata tot avem grijă. Eu oricum altfel m-am deprins, am colegi mereu alături care se gătesc singurii pentru... Dar azi a fost altfel, dar e frumos. Știi că o să ținem minte și timpul de afară. O să ne ținem minte ziua asta. Îți mulțumim, Rusalina. Diamanta, eu am zis de acolo de pe scenă că ești un om clădit din bucăți. Și nu o să-mi iau cuvintele înapoi, pentru că o să vreau să dezvoltăm asta pe parcursul emisiunii. Fiecare dintre noi e clădit dintr-un puzzle. Până la urmă se așează cumva bucățile ca să formeze un tot întreg. Tu ți-ai găsit o bucată mare din tine, care astăzi este aici pe canapea. Ioana zice că este pentru prima dată într-un studio de televiziune, sunt dar până emoții, la urmă e generalul ăla din umbră. Emoții, da? S-a trecut? Nu este Diamanta dincolo de scenă. E femeie gospodină, e harnică, e cumințică, e iute la vorbă, e, nu știu cum să zic, într-o oră faci curățenie toată casa, sau va lungă afară și are nevoie de o zi întreagă ca să gospodărească. Diamanta ca soție, în primul rând, e foarte curată, foarte... Deci vă dă la brază, câini nespălate pe masă să nu fie. Să nu fie, da. Fetițele ascultă, am o soție de nota 10. Așa ți-ai desenat-o? Știu că sunteți prieteni de multă vreme. Da, suntem prieteni și... Continuăm să fim. Continuăm să fim cei mai buni prieteni. La noi, relația noastră s-a legat cu prietenia. Am fost prieteni și... Dar mie mi se pare... Ne juluiam unul la altul. Ne juluiam unul la altul. Și pe iubit și pe iubite? Da, inclusiv, da. Da. Și vreau să spun că între o doamnă și un domn nu există prietenie. Doar până la un moment. Doar până la un moment. E așa. Asta o spun la toți. Practica bate gramatica. Practica bate gramatica. Noi am fost prieteni buni și în ziua de azi suntem soț și soție. Puteți să spuneți că v-ați îndrăgostit unul de celălalt pe parcurs? Întâi de calități. În timp. În timp și de calități. Mm. Eu cel puțin îl percepeam, deci categoric nu soț și iubit. Eu nu știu cum s-a întâmplat. Deci el era un prieten confident. Ionel, hai până la mălc că sunt reduceri. Hai, că nu să nu mă duc singură. Hai. Stătea, făceam shopping și stăteam așa și zic, iau ce băiat răbdător, știi? Dar nici prin cap să nu-mi dea, că zic, băi, dar poate. Nu, deci strict, strict. Nu știu la un moment dat ce s-a întâmplat. Am mai zis-o eu în alt interviu, duhovnicul a zis acolo, măi, Lenuța, că eu sunt Elena de botez, e timpul să-ți faci o familie, frumos cânti, frumos ești în fața lumii. Nu-l găsesc părinte, dar el, dumnealui, zice, păi, dar tu nu te uita așa, dar uite lângă tine, știi, gen, nu, ca ta prin mulțime, el poate fi lângă tine. Și nu știu de ce, m-a săgetat gândul drept la el. Cine a fost primul care a recunoscut că e îndrăgostit în celălalt? Cred că amândoi. Ambii, în același timp. Bun, dar știi, și unul și celălalt riscați să pierdeți un prieten bun, foarte bun, un confident până la urmă. Cine a făcut primul pas și a zis, băi, Diamanta, sau băi, Ioane,
Era un timp așa că și la mine și la nu era prea bine. Au dispărut toate iubitele și acolo au dispărut toți iubiții. Da, la Diamanta fix așa. La un ceai așa, la o cofie. A ieșit. Până în ziua de azi suntem împreună. Și până în ziua de azi beți cafeaua aia. Acum, cafea amândoi. El știe ce ar fi făcut în toată dimineața. Și faci și bucle la fete dimineața. Astăzi eu le-am... El le-a gătit, eu nu reușeam. Zic, tata. Nu știu dacă s-au primit, da? Ștefania, zi-mi, te rog, cum te piaptă nătate? Bine. A, nu te trage tare de păr când îți faci buclele? Mama mai tare. Cine trage mai tare de păr? Tata sau mama? Nu știu. Mama. Mama, nu mă tragi de eu, n-am răbdare. A, tu ai fost foarte hărnicuță. De momentul în care ți-ai pus verigheta, repede au apărut copiii, unul după altul. Știu că ai mai vorbit despre asta în interviu și ai zis că bine că nu te-ai măritat la 20 de ani și cumva te-ai gândit că trebuie repede să vină și copiii. Recent fusesem chiar recent la o petrecere și tot familia cea m-a petrecut pe la poartă și a zis Doamne, cât repertoriu frumos, cât... Păi zic, iată vă spun că de la 20 până la 30 eu am clădit repertoriu. Și uite, nu-ți dai seama pe moment, alergi, te duci, emisiuni, experiență, nunți, de ce nu, tot asta e experiență. Ca la 30 l-am întâlnit, ți-ai minte tata, da? 30 de ani ai mei, ți-ai minte. Și la 31 ne-am căsătorit și la 32 a apărut Filotea. Filotea. Un nume la fel de sofisticat ca și al tău. Că o să vorbim neapărat despre numele tău când vine omul ăla drag din viața ta, care am insistat să facă drum lung de la Sofia până la Chișinău. Da, da. Dar vreau să-mi zici de Filotea. E un nume mai puțin întâlnit, nu știu. Cum zic, babile l-ai găsit în cartea de... Nu în carte, dar știi că acum o perioadă au venit toți pe nume vechi și nume de sfinți. Uh-huh. Și asta e de bine. Eu când eram singurică și mai făceam pelerinaje prin România, am ajuns la Curtea de Argeș și la Mănăstirea Sfintei Filoftea. De fapt, nu știu dacă e Mănăstirea Sfintă, dar acolo sunt moaștele ei. Și așa am citit istorioara aceea și așa m-a străpuns așa ce istorie, dar ce nume. Dar... Te-ai gândit dacă o să ai o fată? Și când eram eu aproape în 6 luni de sarcină, vorbeam cu mama și zic, mama, cred că mă gândesc că va fi Alexandra, numele bunicăi. Uh-huh. Dar pe mama parcă ceva așa nu se era bine. Adică i-am dădea voie să aleg, dar zice, da, eu ți-aș spune să cauți un nume așa, prenume deosebit, așa cum ți-am căutat eu ție. Ea probabil știi, nu știu. Și zic, știi, dam eu un prenume acolo, e de sfântă, e creștinesc, Filoftea, Filotea, varianta grecească. Uh-huh. Ăsta, ăsta să fie. Zic, trebuie să mă consult cu Ion și Ion... Ion, ai avut de ales? Am avut de ales. Nu, e frumos, creștin. Ce-a plăcut, ce-a plăcut. Mm-hmm. Zis, dar e deosebit. Deosebit. Și Ștefanie este un nume la fel de frumos și la fel de puternic. Ai, Ștefan cel Mare. Da. Avem și un nume de sfânt, nu? Da. Dar cum vă dezmeardă mama că Filotei e atât de lung și Ștefanie? Tela. Dar Tela de unde te dezmeardă? Că eu când eram mic, mama mi-a spus Filotei, spune cum să spune Filotea, de-am spus Nu, eu întrebam cum te cheamă. Aha, da, și tu spuneai mai... spus Tela și mama nu putea să zic mă numea. Tela, dar toți de la mine din clasă și de la grădiniță mă numeau Filo. Filo? Ești elevă în clasa întâi. Da. E tare complicat, părinții au mers în clasa întâi din nou. Cum e cu trezitul de dimineață? Ne obișnuim cu temele, vrea joacă. Vrea joacă, și... dar e foarte responsabilă și e receptivă și mai lucrăm la, și la îndrăzneală, pentru că dacă cunoști, nu trebuie să aștepți să te întrebi. Tu trebuie să ridici mâna și mai lucrăm la asta, dar e abia început. Cred că e fata lui tata de asta. Fata lui tata. Siguranță. Ștefanie, dar tu cum ești dezmerdată acasă? Ștefănuța. Ștefănuța. S-au prescurtat cum? Ștefe. Tu ai fost generoasă și ai făcut melodii pentru bărbatul tău. Anișorii pe care îi trăim împreună, am simțit asta. Să știi că n-am făcut-o, că of să mă laud. Sau of să nu știu ce să arăt eu. Nu, că Ion, el este așa cum este și noi îl iubim în familie și ne înțelegem bine și fără cântec, se putea. Dar eu asta am simțit și eu toate cântecele care de repertoriul meu, dacă eu simt și trăiesc emoția cea intens, mie îmi place să o împart. De ce a 7 minune? Așa a fost textul inspirat Cătălina. Sunt 7 minuni pe lume,
La una bărbat îi spune. Și fetele bănuiesc că știu și ele textul melodiei, Ștefania. Nu? Ștefania, ți-ați place să cânti cu mami? Apropo, să deschidem parantezele, de când am intrat în acest studio, Ștefania a zis că vrea să meargă cu mami pe scenă să ne cânte. Și ea nu mai are răbdare să stea acolo. Tot întreabă, mamă, cânt, cânt. Și eu cumva mă gândesc logic să ajung la cea de-a șaptea minune și să te rog să mergi pe scenă să cânti, dar nu de una singură. Mergem? Deja ai ajutoare. Păi dar dacă s-o trezi dimineața, mama, și cântăm azi. Și cântăm azi. Hai să cântăm această melodie, pentru că este una mai nouă din repertoriul tău. Da. Și cum îmi place mie să zic, omul până nu simte, nu cântă. Și aici exact este vorba de Amanta, a început să cânte despre copii când au apărut copii. Iar de când e femeie măritată, are repertoriul mai multe melodii dedicate bărbatului de alături. Amanta Paterău și astăzi în premieră lângă mami, chiar dacă microfonul este deconectat, va fi și Ștefania. Frunzulițe, treia luni, sunt șapte minuni pe lumii. Sunt șapte minuni pe lumii, la una bărbatei spuni. Mândră sunt nevoie mare și-n viața sărbătoare. Îmi floresc tot mai frumoase, cu așa minuni-n casă mai. Trăiască bărbatul meu, ei că mă poartă cum vreau eu. Bine și la greu mi-l-o trimis Dumnezeu, măi. Mi-l-o trimis Dumnezeu după sufletelul meu, măi. Mândiaur frumoșel, măi, cu răbdarea de oțel, măi. Cu răbdarea de oțel, măi, dar numai sufletul de miel, măi. Dragostea bărbatului, ca dulceața cheiul. Nu-i-o plăcut de bărbatul cel tăcut, măi. De bărbatul cel tăcut, coș mai mânios și mut, măi. Dar meu îi șugubăț, măi, cu tăt omul vorbăreț, măi. Cu tăt omul îi vorbăreț, măi, o comoară fără preț, măi. Este o vorbă, știi, satul, cam nimerit cu bărbatul, măi. Să fim sănătoși, că avem copii frumoși, măi. Că avem copii frumoși, de-așa tată norocoși, măi. Sunt nevastă, sunt și mamă, am bărbat de pus la rană. Doamne, ție-ți mulțumesc, măi, că am totul ce-mi doresc, măi. Sunt nevastă, sunt și mamă, am bărbat de pus la rană. Doamne, ție tare, frumoase amândouă de pe scenă. Numai că așa avem o impresie că melodie dedicată Ștefaniei și nu lui Ion. Toată atenția la Ștefanie. Toată atenția la Ștefanie, dar așa ne cresc frumos copiii. Și exact așa e și educația. Au venit fetele în cămășuțe tradiționale, îmbrăcate. Și au și catrințe, așa, ușurele, ca pentru vârsta lor, țesute. Da. Bănuiesc că o să aibă zesere bună fetele tale. Că și păi mai mai gândeam să mai vând din ei și din catrințe, dar cineva zice, mai ai două fete. Exact. Ce te-a pus să faci? Da, știi? Ai dreptate. Și o catrință care nu prea o purtam. Acum la colinde, la perioada de colinde, când a fost, am înfășurat-o bine pe Ștef Pilote și a zis, ia uite, măi. Mai că a intrat în ea. Da, uite așa. Cum e viața voastră de zi cu zi, că ai bărbat de pus la rană? Din câte știu, sunteți o familie tipică de moldoveni, în care unul dintre părinți lucrează peste hotare și vine mai rar acasă. Acum mă bucur că te-am prins aici acasă, în Republica Moldova, și am văzut câteva poze pe rețelele de socializare. Și zic, acum e momentul cât este și Ion acasă. Cum duceți dorul dincolo de graniță?
stați ori în șir la telefon, se jelul diamanta pe fete sau se laudă cu ele, cât timp lipsești de acasă? Că acum e mai ușor să te duci și să vii. M-ați întrebat de dor. Dorul e greu. E greu. Mulți moldoveni suntem plecați. Plecați. Și am ajuns și eu dorul ăsta să-l cunosc, să-l simt. E greu. Când vorbesc ceva cu fetițele, zic, vreau și eu. Deci vin acasă. Of, mă doare tare. Și cu soția vorbim mai des. Des chiar. Ies la pauză, dimineața, seara, vorbim mult. Filotea era tare micuță când ai luat drumul străinătății. Da, vreo 8 luni. Vreo 8 luni. Și când ai venit acasă după prima pauză? O, e enorm de greu. E greu. Cum era? Era în... Mergea? Hai, stai. Mergea? Nu mergea, nu. Cel puțin la noi n-a fost cu jumătăți de an. Trei luni. Puțin, două luni, trei luni. Acum deja mai și mai des vine, dar inițial era trei luni, trei luni jumate maxim. Asta dând la o parte. Pandemia dând la o parte, atunci i-a nenorocit pe toți, atunci la jumătate de an a venit. Dar așa, o lună jumate vin acasă, când mi-e dor de fete, tăticul e acasă. Vii cu mașina? Cu mașina, da. Deci drumul e și mai lung. E lung, dar e lung și greu. Vă amintiți momentul când s-a pus la o ceașcă de ceai această discuție? Da, stăteam într-o seară, vorbeam ce facem, casă n-avem. Ce facem? Bănunțele nu faci ușor. Bănunțele nu prea. Ion ce mai făcea acolo, era într-o mică afacere, nu mergea. Am luat decizia să plec pe șticotare. Și a fost într-un ceas bun. Astăzi suntem la căsuța noastră. Toate visurile... Ați dat datorii? Aveți credite sau nu? Nu avem credite, nu avem datorii. Putem dormi liniștiți. Am tras și am tras. Mă întrebai cum, ca la toată lumea. Și cu nervi, și cu mofturi, și cu bucurii, și cu... Eu învăț să fiu și eu mamă, părinte, din mers. Eu n-am făcut școală de părinte, eu am făcut școală de muzică. Mi-e foarte greu. Îmi scap și mi iese răbdarea de sub limbi, de sub, știți? Dar e totul... Creștem și învățăm zi de zi. Atunci când vezi un artist pe scenă, ți se pare că viața lui e roză, că e puf, că sunt diamante pe jos, pe unde calcă. Așa. Dar ca să poată crea și să poată fi adevărat un artist, trăiește în rând cu toată lumea, are aceleași probleme, umple același frigider, se scoală ca să ducă copiii la școală, are teme de făcut pentru acasă, vorbește cu soțul la depărtare. Ca la toți, dar altfel nu... Știi cum zic eu, lasă mai bine cu greutăți, dar cu omul care te înțelege. Da, da. Am eu un cântec, probabil e și la voi filmat, nu mai știu. Mai bine mai sărac, dar străiești cu drag, știi? Nu trăim, mulțumim Dumnezeu, avem de toate. Dar... luxuri, nu, nici nu visezi și nici nu ne gândim și nu o să ne irosim timpul acumulând și agonisind luxuri și case nu știu de care. Mai frumos, mai modest, dar cu bună înțelegere și cu tihneală. Mai bine casa cu cerneală, dar cu tihneală, este vorba cânticului. Așa că de multe ori stăteam și analizam și mă gândeam, dar cum să facem, dar de ce așa e? Așa e. Asta e crucea pe care trebuie să o duci și să răbdăm. Și credeți-mă, după ce ne-am realizat visul... Visul a fost casa? Da, bineînțeles, apartamentul. Și după ce am realizat, nicio lună, atunci dacă răbdam trei sau cum a fost în pandemie jumătate de an, acum nicio lună jumate nu rabd, pentru că totul este și vreau deja să ne bucurăm. Și zic, mai greu mi-a fost, m-ai lăsat cu copil la piept. Și mi-era foarte greu, dar nu știu cum, vedeam punctul final și Dumnezeu îți dădea forță. Acum au nevoie de tata. Acum exact. Sărută telefonul, zici, tate, mi-i dor. Peste 10 ani o să aibă alte interese, o să stea iubitul la ușă. Tu ești foarte optimistă să te gândești cum o să-i dai sau nu voie. Ei, dar să vezi ce lecții le țin eu, da, fetele, cum vă povestesc eu? Știți cum nici oare cum? Zic, să fii băiat de treabă, cu minte, ca tata vostru. Voi aveți un exemplu. Nu curcani. Dar cum mă scurcani? În foieț. Nu de ăștia în foieț, așa mai... Mai simple. Dar noi discutăm cu fiecare. Asta e vorbă de la nord.
Daniu, scris mai des. La și eu mă bucur tare mult că mai este un om venit aici. Și tot doamna Lidia zicea, dar mult o smăție acolo în întuneric. Eu am insistat ca ea să vină un pic mai târziu pentru ca să te privească un pic dintr-o parte. Da. Să vadă pe fata mamei mare, responsabilă, cu problemele ei, cu grijile ei, pentru că asta visează fiecare părinte, să-și vadă copilul realizat și ea de multe ori a avut ocazia să se bucure pentru realizările tale, dar până la urmă, no, jumătatea găsită este cel mai important și pentru o mamă, pentru că e una să fii pe scenă artistă și alta e să fie sufletul împăcat acasă și asta este adevărata noastră avere, așa că eu vreau să vină mama. Ștefanie, merge să o întâlnim pe bunica? Mergi cu mine să o întâlnim pe bunica? Hai să mergem pe scenă să o întâlnim pe bunica. Și Filoteia, hai să mergem împreună la bunica. Știu că bunica vă iubește ca pe ochii din cap. Și știu că împreună cu bunica ați pregătit o melodie să ne-o cântați, da? O să avem parte de o surpriză plăcută astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur să vă văd și în studioul televiziunii, pentru că am avut ocazia împreună cu Orchestra Folclor în această primăvară să venim la Sofia. Și am văzut cât de mândră erați de diamanta dumneavoastră când a ieșit pe scenă, cum a aplaudat-o tot satul și cum mama știa că asta-i vedeta crescută aici acasă. Tocmai așa. Dar vreau să-mi spuneți de aici din scenă un lucru și mergem să ne așezăm. E adevărat că atunci când ați născut-o, ați insistat să fie lăsată să plângă ca să-și dezvolte vocea? Da, așa i-am spus. Plângi mai tare. Plângi mai tare, dezvoltă plămâi, dezvoltă vocea. Sau știu eu că tu ai scânt, că eu m-am rugat pentru tine. Să am fată și scânte, să aibă dar. Deci ea n-avea altă șansă. Nu vrea să devină altceva în viață. Nu, numai la asta. Și dumneavoastră ați vrut să fiți artistă pe scenă mare. Tare am vrut. Chiar a doua zi am vrut să mă aduc de până actele la școala muzicală la Soroca, Nicolae Budros astăzi. Părinți într-o noapte ne-au găsit altă specialitate. Cu neamurile, să mă aduc cu neamurile la Chișinău. Și neamurile ce au făcut? Ne-am dus poate trei. Am trăit și la cămin, am trăit și la gază și am terminat cu sughiți, cu deasâl am terminat eu merceologie. Unde m-a adus? Dați-mi microfon scânt. Și am vrut să decid să vin acasă. Dar tata, nu, hai termină. Și normal cum se face neamul de rușine. Da, că dar cum? Știu că ați avut un ansamblu la Sofia. Este încă ansamblu pe care o viață întreagă l-a s-o dădăcit și în acel ansamblu a crescut și diamanta și de acolo a pornit în lumea mare. Dar eu zic să mergem să ne așezăm. Ca să stăm pe mai comod și să putem discuta și o să o rog pe diamanta să treacă pe scenă să vă cânte. Da. Diamanta are multe piese pentru părinți, pentru oamenii ei dragi, dar melodia pe care o cântă, știu că o să o cânte cu nodul în gât astăzi, pentru că este în fața mamei și pentru că cel mai frumos examen îl dăm în fața părinților. E o melodie care i-am făcut-o când mama a împlinit 50 de ani. Ei, pe urmă, la studio deja am imprimat-o eu, dar când i-am cântat-o live acolo, la Sofia, unde a făcut serbarea, n-am mai înțeles. Am cântat-o, am plâns, a zis să vă cânt. Astăzi ne cântă cu drag de mama Lidia, care a venit de la Sofia, Drochea Diamantă Paterau. Frunză verde lozioară, mi-ai dat, mamă, dorul să-l port ca pe-o floare. Mi-ai dat glas, măicuță, ca să pot cânta, dar tu știi ce înseamnă pâinea asta mea. Mi-ai dat glas, măicuță, să pot cânta, of, dar tu știi ce înseamnă pâinea asta mea. Of, mamă, mamă, hai scând pentru tine. Mulțumesc, măicuță scumpă, că ești lângă mine. Frunzuliță
și coare. Azi îți dărui, mamă, busuiu când floare. Și-ți sărut, măicuță, mâna ta slăbită, ce-a muncit o viață și neodihnită. Și-ți sărut, măicuță, mâna ta slăbită, ce-a muncit o viață și neodihnită. Of, mamă, mamă, azi când pentru tine, mulțumesc, măicuță scumpă, că ești lângă mine. Frunză verde, foaie lată, noi suntem la mama un băiat și-o fată. S-a însurat băiatul și-i la casa lui, of, mama, așa-i viața, viața omului. Fata în lumea mare a plecat, ce să-i faci, măicuță, asta-i soarta mea. Of, mamă, mamă, azi când pentru tine, mulțumesc, măicuță scumpă, că ești lângă mine. Of, mamă, mamă, mă rog zi și noapte, Dumnezeu să te păzească, să-ți dea sănătate. Te rog să vii aici lângă mama și lângă fetele tale și lângă soțul tău. Mai ai un frate, dar artist, da, 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 din el n-a ieșit. Știu că ai insistat tare mult, mama, să fie doi artiști la casă, dar n-a poți să fie, e mult să fie doi artiști, nu? Chiar aseară vorbeam, a avut fratele la noi și spunea că mama îmbla cu fluier românic. Și se ducea și o trezea de la grădiniță. La grădiniță. Se cântăie în șechi la fluie și mama se iei clarinet și apă trubușoară și ai scunt într-o orchestră și ai te duci la anunț. Și să vezi, Andrian așa, Andrian, muzicanii trăiesc gine, preoți trăiesc gine, dar tu n-ai voce de preot. Te duc acolo. Când... Bun, și când v-ați apucat de capul de amante, Adrian a zis că am scăpat. El așa își spune, zice, eu tot talentul i-l-am dat. Nu, nu i-a plăcut. Deși, că avea și o gașcă de băiței. Cu fotbalul, cu sport, fotbal, logic, da. Judourile, uh-huh. Ieșit la școală, a venit... Eu zic... Norma, așa a fost să fie. Eu am fost mai ascultătoare de mama. Nu că el n-a fost, doar că el a avut alte pasiuni. Dar eu... Nu, a zis dacă... mama că trebuie să mergem la Chișinău, la concurs. Nu se mai discută. A zis că trebuie. Cu toate că până la asta i-a încercat să mi-altoiască încet, încet, ca să nu... Că e frumos, că e spectatori, că-s cadouri, că-s premii, că-s... Știi, ca să-mi placă. E și... Nu zic că făcea cu deasila, că dacă copilul nu vrea, poți să faci... Dumnezeu, dar eu cred că dumneavoastră ați desenat copilul ăsta. Cumva vi l-ați făcut în minte și când a apărut în realitate, ați avut grijă să mergeți conform planului, nu? La cum se ud o floare, ai grijă de dânsa, e ca așa eu la dânsa. Dacă m-am rugat mult să am fată și dacă s-o născut și când am văzut și țipte, zic că e bun, plângi mai tare, dezvolt prămâie, tu ai și artistă la mine. Și când acolo îi pune la mânuță, la maternitate, uh-huh, scrie diamanta, deci ia uite, bravo, la alte mame îmi spune, bravo, e ca toate așa sunteți. Dar doamna Rusalina n-ați mă credit, eu când am intrat acolo, eu cântam un cântic de al Valentina Cojocaru. Îl îngânam. Mai scurt nășteaș. Am ușa în seama, am fată și eu cântam un cântic de al Valentina Cojocaru și cântic pe atunci era pe un 84, nu țin minte, dar un cântic îl îngânam. Și la băietul de al Nicolae Solac. Eu așa eram fericit că am să ajung mamă. Așa era, eu nu mă gândim eu la durieri, nu. Eu eram... Să fie artiști. Da, să-i fac artiști.
să-i fac artiști. Ați muncit mult pentru ca Diamanta să fie ceea ce este astăzi și ea recunoaște ori de câte ori are ocazia lucrul ăsta. Drept. Ați crescut-o bucată cu bucată, de asta ziceam. Am văzut concursuri, festivaluri, piese. Ați ajutat-o să-și facă un repertoriu, ceea ce este foarte important pentru un artist, iar Diamanta are propriul său repertoriu. Povestiți-mi cum a apărut la Fântâna Părăsită. Îmi făceam studiile la Soroca. La Soroca. Eu lucram la grădiniță. Uh-huh. Dacă doi copii, dam la 3 ani, vârsta, dar trebuie să-i duc la grădiniță, să-i aduc, să-i... Părinții erau să ne iau de colhoz, să iasă la pensie și atunci să faci eu așa niște brigăți, că îi ținea până noaptea târziu. Eu am lăsat târguiala, uh-huh, da, și am intrat la grădiniță. Erau în ochii mei. Și când m-am uitat eu cum lucrează educatoarele, m-am șerut în dreptare și m-am dus să învăț și eu la școala pedagogică, Elena Sârbu. Când am venit pe acolo, era magazinul Luceafăru. Când am intrat, acolo m-au dus ochii unde era scris folclor. L-am dat de cartea din Câmpia Sorocii. Am luat-o în autobuz, cât am mers la Soroca până la Drochea, am deschis la pagina 100, la Fântâna Părăsită. Acolo m-a dus, ia că cum, n-am înțeles. Era doar text. Da, așa, mm? Era textul. Doar text. L-am citit tot subiectul ăsta, m-am înțeles, ne închipuiem părinți cum stau și așteaptă copiii și plâng. Și zic, într-adevăr, chiar așa este. Cine l-a scris, de la cine, nu știu. Și ia ca Sara, adormind, parcă înșă din cap, ia ca textul. Parcă îmi vine și aveam o gălăjie în urechi și cineva îmi produs, ori, nu știu cum... Îngâna. Știi melodia la cântecul ăsta? La 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 la. Tu zic, eu și sunt, ori chiar eu îl îngân. Și l-ascultând așa, m-am sculat la ora 2 noaptea, aprind lumina. Aveam pe comod magnetofon electronică. De aici, da. La noi era nelipsit. Da. Și atunci apăs. Și cu la-la-la-la țin primul. La-la-la-la-la-la. Mă trezesc, eu dormeam cu mama, țin minte. Dice că trebuie de carte și încă o dată. Trebuie să văd dacă ies melodie pe rim. Eu n-am auzit niciodată cum cântă mama cu fiica piesa. Hai, mamă. Hai, vă rog din toată inima. E o piesă care s-a lipit de sufletul moldovenilor de pretutindeni. Hai. La fântâna părăsită, de iarbă acoperită, o bătrână și moșneac stau în sapă și-n toiag, măi. O bătrână și moșneac stau în sapă și-n toiag, măi. Nici nu șeci, nici nu sapă, ochii lacrimi și adapă. Crești copiii, necăjești, se fac mari, te părăsesc, măi. Crești copiii, necăjești, se fac mari, te părăsesc, măi. Ce dulci sunteți! Ca la șezătoare. Ștefanie, dar tu cânti foarte bine. Foarte bine. Tu vrei să ajungi pe scena mare și să iei locul mamei. Bine, nu să iei locul, că fiecare are locul lui, dar să fii la fel de vestită ca și mama, nu? Vrei să cânti, mami? O striga tare când s-a născut? Sau nu? Nu prea, știți? Nu prea. Cealaltă mi se pare că... Ioane, e loc de tine în discuția dintre mamă și fiică? Au stat o noapte la povești acum când s-au întâlnit? O noapte nu, dar... O noapte nu, dar jumate... Da, noi avem o relație iarăși, ca toate fiicele și mama. Îi spun cât de mult o iubesc, îi spun cât de tare ne dor, îmi spun cât de mult aleargă și să nu mai alerge și să nu fac prea mult lucruri care inutile la vârsta ei și care nu mai au rost. Vreau mereu să fie aranjată și așa, o primesc și nearanjată, că oricum e mama mea, că o înțeleg că mai aleargă la Sofia și are grijă. Apropo, salutăm pe tata. Îmi dorim mult sănătate, că
trece printr-o perioadă nu ușoară, dar Dumnezeu e mare și... Dar l-am văzut la concert și mi-a plăcut că a reușit să-l aduci în sală și da, cumva și-a văzut fiica pe scenă. Da, e mândru și-i duc familia mai departe. Ești un acte, ești tot paterău. Paterău și vieți. De obicei, copiii tind să-și copieze părinții și cumva e logic. Dacă... Eu știu povestea ta pentru că te-am văzut prin podcasturi și știu cât de mult a muncit mama pentru tine. Știu că a plecat peste hotare atunci când a trebuit să dai la neaga pentru că altfel nu putea să te întrețină. Perioada înfloritoare. Da, știu că de acolo te suna și avea grijă să ai repertoriu și ce piese o să faci. Banii veneau greu cum venea la toată lumea. Să întreții un student în Chișinău era complicat, să faci o piesă de muzică populară, nici nu mai zic cât costa și costă, da, în Republica Moldova. Crezi că o să ai atâta putere ca și mama ta pentru fetele tale? Nu, eu zic uneori că mama e altfel. Totuși, ea e un exemplu de faptul că dacă îți dorești ceva, cu adevărat n-are cum să nu se împlinească, chiar și ținând cont de soarta unui copil. Vă dați seama cum a desenat ea și nu putea altfel să fie. Uh-huh. Dar chiar ulterior toate lucrurile, eu cedez mai repede, ori că așa suntem noi, ori tot a să fie bine. Nu, a să ne dăm, nu, tot a să fie... Doamna Lidia, eu vreau să-ți povestiți așa un moment. Am auzit-o undeva de la Diamanta, dar din gura dumneavoastră povestea o să fie altfel. Cum ați luat-o de mână și ați adus-o la Chișinău să o testați la specialiști să vedeți dacă e talentată? Cum ați ajuns la domnul Tamaz Lăcaru? Da, atunci să făceau o preselecție, să pregăteau tineri. La Tamara Cebanu. Tamara Cebanu, da. De la 4 ani cântă Pădure Verde Pădure. Și o imitam, imitat-o cu îmbrăcămintea și cu Sofia Vicoveanca. Dar știu că am luat cu batic negru multă vreme, da, în cap. Da. Dar pojele, tăte în rochi albe, dar eu copii, da, și basma neagră. Tu și... aparte, tu altfel ai prezent acolo. Am sunat la domnul Tamaz Lăcaru, a cântat la telefon. Zic, da, adu. Ia ca Diamanta, noi ia să ne ducem cu trenul, ia ca ai să dormi, cu tren cu paturi. A să ne ducem cu Ivano Francovsk, noaptea. Și tu ai să dormi acolo. Deci povestea a început de acasă. Da. Și să vezi ce e interesant acolo. Să... Asta arăt, mama unii a învățat. Asta ne cem la cafeneaua, unii eu beau lapte cu cacao. Da. Era guguță? Nu, frumușor. Mai pe Ștefan încoace, pe unii vis-a-vis de... Da, știu, Ludmila. Cum a ajuns Diamanta la folclor, mult s-a vorbit despre asta. Ai fost la minister și a bătut cu pumnul masă și ai zis că vrei un loc pentru că ai concursuri câștigate. Ai fost eleva domnului Paulencu, da, despre asta tot știe toată lumea și să fie sănătos. Vă amintiți când a urcat pe scenă pentru prima dată în calitate de solist a orchestrei folclor? Ați venit la spectacol, nu cred că nu erați în sală. Stau și mă gândesc, era sau era prin străinătate? Nu, eram acasă. Eram, am venit noi pentru așa ceva. Păi eu imediat m-am angajat, am avut câteva concerte și în vară am susținut Masterato. Ceea ce presupunea un concert solo, unde vrei tu. Eu fiind deja solistă, mi-am făcut concert la filarmonic cu orchestra folclor. Am adus un autocar de oameni de la Sofia, am adus oameni, am dat invitații. A venit și oale cu sarmale și plăcinte? Și baba albă și baba neagră. A venit lume multă la concert. Atunci a fost ca și cum debutul, cum are și mai... Și visul cel mare al mamei atunci s-a considerat realizat și împlinit? Atunci nișeu și lecri, dar nu mă dau. Mulțumesc, domnule, mi-a ajutat. Mulțumesc lui Dumnezeu, Doamne. Doamne, să roage toate mamele și să ai bucuria asta cum am eu. Și de Doamne și o familie unită și sănătoasă. De Doamne. Da. Prințeselor, eu am înțeles că voi ați pregătit o melodie pentru noi. Da. Dar cine v-a făcut melodia? Melodie tot bunica a muncit la ea. Da, Mima, când s-a născut Filoteia, un pic a crescut mai mare și a venit Mima cu... Mima este bunica? Mima, așa îi zice Filoteia, de mică, Mima. Mămunia nu puteți zici, dar Mima. Iebă și Mima, lasă. Mama nu vrea bunica să-i se spună și ești mamuca, dar mămunia. Și ea nu putea zic, mămunia zice Mima. Așa și-a rămas Mima. Nimeni nu-s Mima, numai eu-s cu Mima. Eu zic să-ți mergi acolo, hai, acolo lângă Filoteia, nu? Mama mea când m-a născut, l-am tiri-tiri-tiri-tiri-da. Tare bine mi-a părut, l-am diri-diri-diri-di-da.
în cântec m-a adormit. L-am diri 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 da, și de bine mi-a dorit. L-am diri 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 da, să cresc mare sănătos. L-am diri 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 da, frumos și că și mincioasă. L-am diri 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 da, mi-a dorit și mult noroc. L-am diri 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 da, să cânt la lume cu foc. L-am diri 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 da, iată am crescut mai mare. L-am diri 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 da, și m-am dus la hor în vale. L-am diri 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 da, mi-am pus ghie și cantrință. L-am diri 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 da, și-n picioare o pincuță. L-am diri 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 da, și în păr mi-am pus o floare. L-am diri 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 da, dai mândru tata că e are. Iu 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 și iară iu. Bravo! Dar vă chiar vă place să fiți artiste? Nu? Sau, Trotea, sau tu cânti doar că mama zice? Îți place să cânti sau nu? Îți place să cânti sau... Da. Sau altceva ce îți place? Ce îți mai place să faci dincolo de cântat? Să pictez... Unde înveți? Ce înveți tu acum? Ce instrument? Piano. Și la pian cânti? Da. E un pian acasă? Da. Și faci gălăgii la el? Nu, știe mi-e mai mult face. Știe mi-e face gălăgii. La ce etaj locuiți? La 8. Mai e cineva sus? Da, sunt legători. Sunt legători vecinii. Salutăm, mulțumim. Avem vecini buni. Eu cred că ultimul cuvânt totuși trebuie să fie al artistei de pe scenă. Mergem să cântăm. Diamanta merge să cânte și fetele, dacă vor, pot să meargă și ele pe scenă. Pentru că viața până la urmă este o melodie pentru fiecare familie, în ritmul ei. Iar celor de acasă, simplu, ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă, pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Acum ne cântă Diamanta Paterău, Șveț în acte.